Oameni buni, luați-vă popcornul sau chiar bomboanele de Halloween, pentru că tocmai ce a trecut și vreau să vă prezint astăzi cele mai frumoase momente de Halloween pe care le-am petrecut alături de Darusel 2012. Au fost foarte, foarte tari, înfricoșătoare, unele chiar nu știu cum s-au întâmplat, dar uitați-vă acum și scrieți în comentarii care este partea voastră preferată. Halloweenul este în pericol, iar astăzi alături de Darusel trebuie să-l salvăm. După cum puteți vedea, suntem la o hartă de Find the Pattern de Halloween și ce ți-ai făcut, Darusele, la gură? Bă, ți-ai dat sus... Da, bă, la frici, băi, bă, la happy Halloween, bă, la fel, scrie acolo. A, dacă e Halloween... Da, Find the Pattern Halloween, asta o să... Hai să găsim primul dovleac, practic, buton, cum ar veni. Avem 12 butoane pe care trebuie să le găsim și acum este primul și toate cum să vede toată zona, fraților, mi se pare așa fascinant și foarte, foarte înfricoșător, dar acum noi trebuie să găsim un buton și butonul ar trebui să fie, dacă se numește pumpkin... Ah, ok, l-am găsit, dar să le... Eu credeam că dacă se numește pumpkin, e ceva cu pumpkin, trebuie să fie pe acolo, dar uitați, uite-l direct aici, prima rundă cu succes, al doilea, cimitirul. Hai să vedem a doua și vreau să scrieți acolo în comentarii dacă credeți că... De fapt, deja l-am găsit, dar Darusele, nu-mi vine să cred, vin aici, deja... Am două, Darusele, am două găsite, bun, nu, deci nu-mi vine să cred, am două găsite, suntem cine găsește mai multe, dar să le ține minte. Și asta, acum, asta trebuie să facem astăzi și toată lumea trebuie să ține minte care a făcut mai... Și ce, pe ce e posamul tu? Bă! E un greșeală! Ah, ok, bun. Dar să le, ideea e că acum este o competiție între noi doi. Și oamenii trebuie să țină cont de competiție. Și asta înseamnă că acum tu ai practic, eu am 3 găsite și tu ai doar unul găsit. Ok, bun. Hai să ok. Ai două! Așa. Da, două și la altul la 3. Bun, deci am 2 și tu ai 1, dar să le bun și acum mi se pare ciudat, bun. Bun, mă, dar să le. Bă, ideea e că momentan e ok cât de cât, dar hai să bă, hai mă, că, bă, cred că ar putea să fie undeva pe aici, ai dreptate, ia deci dacă mă uit așa, bă, fraților, vedeți ceva, eu nu văd nimic, ideea e că voi dacă vedeți ceva, vreau să ne spuneți și nouă, că poate noi nu vedem și vedeți voi înaintea noastră și după ne atenționați voi acolo prin comentarii, dar să nu vă luați de noi dacă suntem fraieri și nu vedem, că cine știe, poate chiar nu observăm unele locuri și asta e ideea, că trebuie să fii foarte atent, adică peste tot, uitați-vă și pe aici, prin copaci ăștia, ar putea să... Unde e, mă? Bă, dacă îl găsești, dar să le tu apăsai deja, adică n-avea niciun sens ce ai spus tu, bun. Ok, bă, da, tot dă cu fulgerul ăla fix acolo, asta mi se pare suspect, dar în același timp nu mi se pare nimic, adică, ok, bun, hai să ne uităm, deci în partea asta, eu nu văd absolut nimic, ar trebui să fie pe undeva pe aici, trebuie să fiu foarte, foarte atent la tot ce mișcă, practic, prin partea asta. Bun, și aici prin spate, fiți atenți, că pe aici prin spate nu s-a dus nimeni dintre noi. Ba nu, n-a fost nimeni aici în spate. Da, dar să le cum zici tu, cum ești tu, bun. Haideți repede să ne ucim noi acum, repede să vedem acolo prin spate dacă găsim ceva. Ideea e că aici nu văd nimic. Ideea e că dacă noi nu salvăm Halloween, practic, dacă nu găsim toate alea, practic Halloween o să fie în pericol și o să ne bântuie, practic, o să fie foarte multe chestii și noi nu vrem să se întâmple chestii nasoale de Halloween. Adică, oricum, să fie chestia de Halloween, dar nu să se întâmple chestii nasoale. Bun, hai să vedem. Deci pe aici, bă, nu găsesc nimic, dar serio, nu știu unde ar putea să fie butonul, sincer, adică nu-l văd absolut nicăieri, nu știu dacă ai văzut tu ceva sau ce ai văzut, dar n-a văzut nimeni și nu înțeleg, bă, și poate oamenii chiar au văzut pe butonul și asta e ciudat, gen, dacă oamenii văd și noi nu vedem, nu știu care e faza, dar ar trebui să fie pe undeva pe aici, am înțeles că să mă gândesc, sincer, dar tot dă fulgerul acolo și mi se pare suspect fulgerul ăla de a ajunge acolo și în continuu. Mie, mi se pare foarte suspect. Suspect, dar Arsele, doamne, cât de prost ești, Arsele, nu-mi vine să cred așa ceva, pumpă, dai te, bă, dar eu nu găsesc nimic, pe bune, unde ar putea să fie, mamă, cât de greie, deci deja din a patra hartă, deci noi nu mai găsim nimic, mi se pare incredibil. E ceva pe aici? Nu văd nimic. Bă, fraților, eu nu înțeleg care e faza, dar e foarte nașpa. Pe mine mă doare și spatele, sincer, dar să le nu știu de tine, abia aștept să termin episodul ăsta să salvăm și Halloween odată că mă doare spatele rău de tot, chiar nu mai pot să mai stau, sincer. Deci n-am găsit nimic nici aici. What? Unde se poate afla oare? A, da, cu fulgerul, dar să le bun. Bă, dacă ar fi, mă, de perete, dar nu cred că o punea fix de perete. Bă, dar e... Bă, dar să le, eu nu cred așa ceva, vină repede. Deci pe mine mă doarea spatele și am vrut să mă așez. Uite, uite unde era butonul, doamne, iartă-mă. Am 3 corecte și tu ai 2 sau 1, câte ai tu, dar să le, că nu ai. Deci am 3 cu... Ok, 3 cu 2, bun, e 3 la 2. Hai să ținem minte tot scorul. Am putut să fie undeva pe aici? Nu, bă, dar nu înțeleg cum a fost ăla acolo, dar să le. Eu chiar nu înțeleg, bă, fraților, cum sunt unele butoane și nu le vedem, adică era un loc în care credeam că deja am apucat. 3 la 3, nu e bine, 7-12, bun, 3 la 3, fraților, nu-mi vine să cred, mai sunt puține hărți pe care trebuie să le găsim. Bun, ok. Pe aici nu e nimic. Nu văd nimic nici pe aici. Trebuie să am grijă că prostul ăsta în orice moment, adică uitați-vă, deja sunt la egalitate și cred că mă ia fraierul. Hai că pe bune, ok. Deci ajung pe aici, fiți atenți. Ar fi ceva pe aici? Nu e, bă, dar era bun dacă era locul ăla, pentru că e cam greu să te duci pe acolo. A, ba, nu e greu că poți să te duci prin partea asta. Nu mi-am dat seama de ceva. În partea asta pe aici, pe deasupra ar putea să fie... Mama, ar putea să fie și prin părțile astea. Băi, e suspect rău de tot. E super greu. Trebuie să fim foarte atenți ca să văd și cum era butonul ăla acolo. Adică dacă nu eram atenți, practic noi pierdeam foarte mult.
mult. Adică chiar n-am fost atenți acolo, aia e ideea. Mama, deci acum începe din ce în ce mai greu, dar să le, eu mă uit pe aici, înțeleg care e faza cu hărțile, dar ar putea să fie din ce în ce mai greu? E ceva acolo? Nu, nu e, mamă, da, deja începe greu, sincer. Dar să ai găsit și tu ceva, n-ai găsit nimic, nu? Ideea e că noi avem 5 minute momentan, dar să le, crezi că suntem în stare să reușim să salvăm Halloween-ul? Adică, pe bune, adică sunt foarte multe chestii, bă, oameni buni, și ideea e că dacă mai vrei să mai facem episoade de genul și unele super distractive în care să ne dăm și provocări și chestii sau poate în care le trulesc pe Darusele, în fine, bun, să scrieți acolo în comentarii, să dați cât mai multe like-uri pentru că... Dar să le, ideea e că oamenii nu cred că au dat like, dar să le, ia fii tu să dai, ia spune-le, dar să le la oameni. Te mănânc la capaciac. Ce înseamnă asta, dar să le, nu știu dacă cred că e ceva foarte înfricoșător. Bine, nu e nimic înfricoșător, dar în fine. Hai să vedem. Deci în partea asta ar putea să fie pe un copac. Băi, am impresia că ar trebui să fie pe copac, sincer. Adică altundeva, nu știu, am uitat peste tot, n-am văzut absolut nimic. Pe copac, sincer, ar putea, ar fi o idee bună, sincer, să fie pe copac, dar nici pe copac nu văd nimic, mă. E greu, mă, de tot, bă, nu știu, gen, sunt niște, cred că sunt niște locuri din asta super super ciudate. Ai văzut cum era ăla acolo și celălalt nu știu cum l-ai găsit, dar în fine. Mă, ar putea să fie pe undeva pe aici. Trebuie să ne uităm la fiecare casă, că eu nu m-am uitat la fiecare casă, m-am uitat doar la o casă până acum. Asta e a treia. Bun, nu e nimic. Da, uitați-vă ce am zis exact, aia s-a întâmplat. Nu știu, dar să le, unde era? Era pe undeva pe jos, fix ce ziceam eu, dar să le, am găsit, în fine. Ideea e că am 4-2. Nu, 4-3, 4-3 și butonul. Da, 3, următoare. Și butonul următor o să-l găsesc pentru că ar fi undeva pe aici, sotra asta. Deci dacă nu e pe aici, nu, nu e pe aici. Bun. Bă, dar mă doare spatele infernal, dar să le, nu știu de tine, sincer, dar abia aștept să terminăm cât mai repede, mai sunt câteva runde și abia aștept să ajung acasă, să stau liniștit în patul meu, să știu că am salvat. Să știu că am salvat Halloween-ul și că a fost mult mai bine. Butonul, frate, da, de cine butonul? Ce cu te-am făcut aici parcurs de mă dor șalele. În titlul șalele, ok, dar să le, bine, așa, și ce ne interesează pe noi, ce ai făcut tu, dar să le. Adică poate să fie butonul, dar să le aici, da. Ideea e că butonul nu trebuie să fie. Bă, butonul trebuie să fie undeva pus, gen să nu, nici să nu te gândești, dar să le, același timp să te gândești, dar același timp să nu te gândești, dar să le, pentru că eu mă gândesc la tine. Doamne, dar să te gândești la mine, eu cred că mai bine, cred că închid episodul ăsta, că te gândești la mine, dar să le, că nu vreau să am de face cu tine, deja mă sperii, dar să le, adică cred că Halloween-ul de asta o să fie din ce în ce mai nașpa, dar să le, sper să nu mă terorizezi de Halloween, dar să le, sper să nu fii fetiță de Halloween, pe bune, dar să le, că mă enervezi. Ți-am dat o idee, ce idee ți-am dat, dar să le, Doamne, iartă-mă, știu că o să plec, o să, nu, eu o să plec din oraș de Halloween, știi ceva, nu o să stau, sau o să stau în casă. Eu-ți promit că o să fac asta, îți promit. Ce-mi promis că o să fac, mă, dar ești prost, dar să le, ce, Doamne, iartă-mă, limbi, vorbești, mă, acolo, idiotule. Ce râzi acolo, că nu te înțeleg, eu nu pot să pricep, dar să le, ce, Doamne, mă doare capul rotă tot, oameni buni, ajutați-mă, pe bune, că nu mai suport pe copilul ăsta, mă doare și spatele infernal, Doamne, ok, ok, bun, e, mă, nu e pe aici, unde ar putea să fie, mă, butonul ăla, bă, dar să le, nu l-am găsit, dar tu ai de gând să mai vorbești că eu stau aici, mamă, deci cred că mi-am găsit o locație bună, dar să stau și eu, un loc bun, în genul, o poziție bună, stau și eu, să nu mai doare spatele, da, tu mă doare spatele, eu nu înțeleg, dar să le, abia aștept să terminăm, bă, pe aici trebuie să... Doamne, cât de prostii, dar să le, ce spate scoate. Doamne, mi s-a blocat și jocul. La cât de prostii, dar să le, nu înțeleg. Doamne, bă, omule, dar să le, hai să facem ceva interesant, că oamenii nu cred că să mai uite acum, în momentul de față, cred că se gândeau să iasă cei care mai sunt acum. Ce schimbile toile. Am crezut că ai descoperit, dar să le, da, în fine, hai să vedem, bun. De ce m-am urcat aici? Absolut nu văd nimic, deci chiar nimic nu văd în partea asta. Ar putea să fie în partea cealaltă, sincer, să văd cum pot să mor și pe aici, dacă pot să mor la fel. Dar tot, chiar am impresia să chip aici. Să mor Jackson, nu scus să parcă Gomora, frate, parcă Gomora lui, frate. Păi, dar să le, dar trebuie să salvăm Halloween-ul, dacă nu salvăm asta, nu e logic de ce sunt ascuns. Nu, eu vreau Gomora cu bani. Doamne, dar să le, vorbește, bă, frumos, idiotule, de ce ești așa de prost, dar să le, și de nesimțit, crezi că să mai uită cineva la tine, dar să le, când faci ca nebunul. Da, mama mea. Păi, maică ta, dar să le, să uită ca să-ți dea un puțin tică, dar să le, doar puțin, puțin bătaie. Ok, nici nu te interesează, dar să le, deja e super enervat. Bă, mă doare spatele, unde e aia, că nu mai suport, eu nu căpă nimic. Dar dacă o să plece copiii noștri de pe video, dar dacă tu te pleci, că te doare spatele. Păi, dacă mă doare spatele. Dacă mă doare spatele din vina ta, dar să le, că mă enervez, trebuie să cară atâta prostie, trebuie să cară atâta prostie pe episodul, dar să le. Vorbește și tu, dar să le, atunci lasă, nu m-am mai lăsat pe mine să urăsc în continuu, că de-aia mă doare spatele, că eu nu pot să stau cum trebuie, confortabil, dimineața, dar să le, și că okay. n-am găsit nimic, vorbești și tu, dar să le, sau nu? Da, dacă-l caut! Am zis, vorbești și tu, dar să le, sau nu? Ce ai vorbit? Ai zis două cuvinte și gata! Da,
cine-l cauți? Ce moș Crăciun are să le? Tu știi ce zi e azi? Ce, că vine Halloween-ul? Tu știi în ce lună te afli, dar să le? Cum adică îl cauți pe moș Crăciun? Cum adică îl cauți pe moș Crăciun? Ce miercuri, mă? Cum adică îl cauți pe moș Crăciun, dar să le? Doamne, dar vine să ajung. Dar să le nu, doamne, doza de brain rot, pe bune, dar să le, hai să facem și noi ceva interesant, să educăm și noi, să facem ceva interactiv, dar să le nu toată prostia, dar să le că doamne, deci... Lasă, nu, lasă, uite, buton chita una. Hai, mă, că ești prost, dar să le vorbește, mă, omule, fii civilizat, nu mai fi nesimțit, dar să le că trebuie să găsim butonul, dacă nu găsim, mai avem puține butoane, dar să le în primul rând, oricum eu câștig să știi asta și în al doilea rând, dar să le, dacă nu găsim butoanele, ne ducem naiba de Halloween, ce nu înțelegi? Doi, dar să le dai veni cu tine. Tu la tine, mă la mine și ce? Și ce fac mai la tine? Mașină. Doamne, mașină, bășină, doamne, ce... Bormașină, doamne, mai rău, doamne, cât de prost ești. Mă, oameni buni, ok, unde ar putea să fie butonul? Deci am căutat absolut peste tot. Și butonul nu l-am găsit. Oare ar putea să fie undeva pe aici, poate de sub... Nu știu, mă, oameni buni, unde e butonul. Și mă doare spatele, infernal, prostul ăsta, mă, mă, deci mă doare capul rău, dar... salut, am zis, oameni, dar să le preia tu cuvântul, dacă eu nu mai vorbesc deloc. Ok, băi, deși am trebuit, nu ne ajungi o clipă să cotăm butonul pentru că batrosul Rafael are capul de muștil. Ce vorbești acolo, dar să le crezi că... Bă, tu știi să întreții un videoclip, dar să le să faci să fie ceva mai interesant, dar să le... Așa, și de ce te-ai prins din vorbit dacă știi? Pentru că ești Darsul 2012. Și dacă ești Darsul 2012, ce? Ce mă interesează pe mine? Sunt șeful tău, fraierii. Doamne, dar să le... Hai, omule, odată, faci și tu o treabă ceva. Bă, frate, dacă tu știu butonul la fratele era asta, nu și pana mea butonul la bă... Tu vorbește-mă frumos, copile, tu nu te mai suport, dar să le... Bă, mai avem 3 butoane, 4 butoane, te găsim și noi nu le găsim, dar să... Dar ce simți la mine? A, mă, nu-ți mai bate joc, omule, odată, hai să facem treabă, caută butonul odată și gata, ce e așa de greu? Doamne, unde era butonul? Doamne, îmi vine... Doamne, unde era? Unde? Nicăieri, uite și așa... Ce-i mă, Doamne, de ce nu mai pot? Eu nu mai pot, eu simt că mor, simt că turbesc cu Darsel. Bine că am găsit și butonul ăsta. Da, dar să le simt că mor, mă, cu tine, mă, dar să le simt că mor, simt că-mi explodează o venă, dar să le cu tine, deci chiar... Ai, ia foc! Ce ia foc, mă, Doamne? Eu nu mai suport, dar să le chiar nu te mai suport, mă, simt că mor. Ia foc, inima pentru tine! Ia foc inima ta pentru mine, da? Doamne, dar să le... Deci nu vreau să te mai văd în viața mea, asta e dorința mea, sincer. Dar acum încolo chiar nu vreau să te mai văd, dar să le... Cum să spun asemenea lucruri, mă, omule? De ce are? De ce are? Și acum adică ce are, dar să le cum adică ce are? Tu te auzi ce spui? Un lucru bun, nu? Ce e un lucru bun, dar să le nu înțeleg ce e lucru bun, bă? Tu știi să vorbești, mă, omule? Da. Ce știi să vorbești, că nu te înțeleg? Din toilet. Ce e lucru bun, dar să le ce? Explică și mie ce este lucru bun. Nu știu, tu știi. Doamne, dar să-ți apuci să nu-ți mai bagi joc, omule. Dar nu-mi bagi joc, Rafale, eu sunt, nu vorbi normal. Tu ești prost, dar să le ești prost. Mă, ce coapă? Doamne, oameni buni, am nevoie de ajutorul vostru, pe bune, cu copilul ăsta nu se mai poate deloc. Mă, unde sunt butoanele alea că turbezi? Ce ai făcut? Ce ai făcut? N-ai făcut nimic, dar să le vrei să murim de Halloween, asta se întâmplă. Păi tu, Rafael, nu, tu! Ce eu? Tu! Ce eu? Ce eu, Darsel? Ce eu? Păi și mama ta, am făcut la... Acasă, da. Doamne, dar să le... Eu nu știu să vorbești, mă, omule. Doamne, deci tu mor vorbind, omule. Eu nu te înțeleg, mă. Doamne, nu. Butonul trebuie să fie undeva pe aici. Sunt ora să deci dacă nu e pe aici. Da, tot am căutat, mă, și nu știu unde ar putea să fie, da, mă. Bă, da. Dar să le mai cauți tu ceva sau eu plec acasă direct. Ești acasă, mă, doare cu tine. Doamne, cât de prost e copilul ăsta, bă, oameni buni. Nu mai supăr, pe bune, gata. Atât a fost, pe bune. Nu mai vreau să mai fac nimic. Cu copilul ăsta de Halloween o să fie un coșmar. Uitați-vă la ea cât de prost e, deci nu, el râde singur, nu știu la ce râde, dar el râde. Noapte bună, băieți. Noapte bună, băieți. Cred că de Halloween o să fie cel mai mare coșmar din lume, nu mai pot, papa. Cum îl voi trola astăzi pe Darsel 2012 în apropierea Halloween-ului în Minecraft? Ei bine, suntem la Vați Ascuns Slash, după cum puteți vedea, sunt într-o zonă specifică Halloween-ului și mă aflu costumat ca un scheleton. Ei bine, hai să nu mai fim scheleton, să ne revenim la normal și după cum puteți vedea, am ceva pe cap, aș putea să am și asta de zombie, pot să am și de dragon și foarte multe chestii și așa vreau eu să-l trolez astăzi pe Darsel, pot să mă fac chiar și un witch, ceea ce o să fie super interesant și o să vreau să-l trolez enorm de mult. Ei bine, pe lângă astea, am aici un flint steel, am aici
aici și un arc cu care pot să trag. Eu am mai pus aici niște scheleți și foarte multe chestii. O să mai pun mai multe și acum că văd că de fapt nu-i mai văd. Sau, a, uitați, sunt unii pe acolo, vedeți și Wichu pe acolo. Toate chestiile astea și așa o să-l trolez pe Dark Cell. Credeți că se va prinde sau credeți că va fi ceva mișto? Scrieți în comentarii și dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să mai facem episoade de genul. Păi, Dark Cell, bă, ce ți-ai făcut, mă, ți-ai pus de la de sânge pe la gură, mă, deja ți-ai făcut machiajul de Halloween sau ce ai făcut? Ai dat cu dintele de bordură cu singurul dinte pe care îl mai aveai? Cookie. Te-ai rupt dintele la cookie. Bine, bă, dar să le fii atent. În momentul de față, suntem aici, dar să le... Bă, Rafale, ia crășuții. E pe mine, mă, cheamă Rafael. Hai. Da, foarte amuzant ești, dar să le... Ei bine, fii atent. Cursed Forest, tu rămâi aici, dar să le puneți din nou ce spiritul acela și sabia. Și o să zic eu când să vii după mine. Eu o să mă duc acum, dar să le... Și în momentul în care eu o să zic atunci să vii după mine. Bun, dar să le... Aici este o hartă super, super minunată. Înainte de toate trebuie să fac o chestie, dar să le... Perfect, am făcut chestia aceea și acum trebuie să văd unde să mă ascund. Deci am disponibilitatea să mă ascund în foarte multe locuri. Ei bine, dar să le suntem tot la hărțile noastre preferate, practic. Dar de data aceasta că vine Halloween-ul, este o tematică mai așa de Halloween. Adică ghiciște, ia pe ce hartă nici când are să le ia ghiciște, dacă mai ții tu minte. Bă, gen, ce s-a aflat, dar să le... Cursed Forest, nu World, dar să le... Dar ce s-a aflat? Da, și ce s-a aflat pe acea hartă, dar să le... Bob, înainte de toate vreau să zic că poți să vii. Hai că ești fraier, dar să le... Bun, deci ai venit, dar să le... Sau n-ai venit, că nu pot să te văd, că sunt undeva... De fapt, dacă am zis că nu pot să te văd, poți să ai un indiciu. Ceea ce credeam de el, dar în fine. Și da, adică indiciul... Da, dar să le... Tu ești de nevăzut, nu știu unde te afli în acest moment, dar să le... Chiar sunt foarte curios să văd unde te afli, da. Da, mor, dar să le... Da, ok, pe și tu găsești și tu ceva, dar să le... Sau nu găsești, adică eu, să știi... Te caut! Păi caută-mă, dar să le... Nu știu pe unde ești tu. Ideea e că pe aici sunt și scheleți, pentru că e Halloween, nu sunt și scheleți, dar să le... Și trebuie să ai mare grijă. Și în afară de scheleți mai sunt și... Da, și witch, dar să le... Și witch pe lângă scheleți, am uitat să zic... Infract, dar să le... Doamne, ai făcut infract. Bă, dar să le... Fii atent că sunt foarte mulți scheleți. Am auzit un schelet, te-ai bătut cu scheletele, mă? Cu ce te bați acolo? Mamă, cât de fraier. Da, dar să le... Cât de fraier ești, ok, bun. Bă, nu sunt ca ciuși, nu le-am găsit oameni buni, hai să facem noi aici o chestie acum, fi să... Uite, hai încoace, hai punem ăsta. Am pus-o la acolo și uitați-vă cum a rămas, what? Cât de amuzant, nu cred așa ceva. Ce-am reușit să fac, bun, ce să ne punem ăsta așa. Și să nu o să-și dea seama. A, ba, nu, m-am dus jos. Bă, Rafael, ce faci, mă, bă, Rafael? Nu, te-am bătut, nu cred. A, fraiere, bă, dar nu te-ai speriat deloc, ne-am pus și oaia ca... Ce, mă, am vrut... Da, dar să le... M-am tuns, bă, am vrut să-ți fac o chestie, dar să le... Să te speri, dar nu ți-ai dat și tu seama, mă, mă, pe bune, chiar așa... O, că l-am dat jos, gata. Da, bine, foarte amuzant ești tu, dar să le... Lasă că vezi tu, nemernicule, lasă că vezi tu, dar să le... Hai, mă, gata, hai că mă pun aici în colț și te aștept să te ascunzi, da? Hai că mă pun aici, ok? Dacă mă pun aici, să vă aici să ascunzi. Ok, dar să le... Ești un mare nesimțit. Dar să le... Vin după tine, ești gata? Poți să vin? Ce faci, mă, acolo, dar să le... Ei bine, dar să le... Că tot vine Halloween-ul care este foarte, foarte, foarte aproape, dar să le... Adică o zi, două, nu mai știu exact, dar este foarte aproape. Vreau să spun, să-mi spui ceva, nu știu, ce știi tu așa, dar să le... Ceva legat de Halloween, dar să le... O povestioară, ceva de Halloween, o ghicitoare, o ceva, dar să le... De Halloween, o poezie, ceva, ce știi tu, dar să le... Mai frumos să spui despre Halloween, nu bine. Ce vrei? Ce este rotund și se învârte? Ce este rotund și se învârte, dar să le... Are vreo treabă cu Halloween-ul măcar? Da! Ce treabă are cu Halloween-ul asta? Zic sau nu zic? Ce? Zic răspunsul? Da, dar să le... Dar nu mai țipa, adică... Ok, bă... Sfârcu! Ce? Doamne, dar să le... Că ești fraier, bă, doamne, ai probleme cu capul, mă, dar să le... Doamne, dar să le... Bani, eu sunt după tine, ideea e că vreau să-mi dai și un indiciu, dar să le... Că deja cred că am un minut de când te caut, nu te găsești și ar trebui să-mi dai și un indiciu, sincer. Vezi galben. Cum adică vezi galben? Mă, galben pe harta? Ok, interesant. Vezi galben, dar ideea e că aici în interior nu cred că să e de galben, doar în partea asta. Ceea ce ar putea să fie ceva de genul... Mă, ce e asta? Bă, ce-am văzut? Bă, am văzut ceva! Bă! Darcel? Bă! Ce? Am văzut ceva! Bă, a adus pe cineva cu noi aici? Nu! Cum adică nu? Ce? What? E dragon? Bă, ia unul care seama cu un dragon! Mă, cine e asta? Alo, care ești, mă? Cine ești? Bă, ce? Bă, dă-mi ajutor! Dar să-l, dar
Marcel, ajută-mă! Ajutor! Ajutor! Prostule, tu vezi că scrie că ești tu, doamne, ce prost. Doamne, cât de prost, uite, Arșule, ce încercam, mă, să faci, mă, idiotule? De ce ai venit spre mine? Puteai doar să mă sperii, nu să vii așa spre mine. Te-ai dat și de gol că m-ai omorât, doamne, dar Arșule. Adică nu înțeleg de ce... Oh, bună ziua, maestre! Mă învățați și pe mine ceva pentru... pentru spinjițu, pentru chestii de genul? Ok, ok, vrei să vă învăț și eu ceva pe dumneavoastră? Ia veniți încoace, veniți încoace, fiți atenți, uitați-vă în spate, închideți ochișorii și puneți-vă o dorință. La 3 vă zic, da? Hai, 3, 2, 1 și... V-ați spus dorința? V-ați spus dorința? Da, vreau ca toată lumea să dea like, subscribe, că dacă nu te mor... Ajutor, ajutor, dați like, ajutați-mă să nu mor... Da, deci n-ați apucat să dați like prea repede, dar poate reuși să dați și un like și un subscribe acum și un comentariu și poate încercați să mă ajutați ca să-l găsesc pe prăstul ăsta. Ia, mamă, că vreau să te, să te ascunzi tu, Darusele, din nou. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Hai să te văd. Unde ești, te-ai ascuns, mă, Darusele, mamă? Stai să opresc focul ăsta de pe aici. De fapt e că lăsăm să fie puțină lumină pe aici, ar trebui, dar să nu ia foc toată pădurea asta, că văd că pe aici sunt foarte multe de astea. Bun, Darusele, vezi că apare că ți-o schimb skin-ul. Nu știu ce încerci tu să faci acum, cum vrei să mă mai păcălești, dar să știi că eu sunt după tine și o să te găsesc, Darusele, ca să știi. Ok, nu-mi pasă, ești fel. A, nu-ți pasă, bine, Darusele, bine, Darusele. Ok, bun, hai să vedem pe unde. Așa, și ce te-ai făcut fetița acum, Darusele, ce să înțeleg? Adică, da, gata, gata, nu mai alerga, gata. Darusele, da, nu ești când v-ați ascuns, nu ești când, Darusele, nu ești când v-ați ascuns, nu prins elea. Mă, idiotule, ești când v-ați ascuns, nu prins elea. Mă, ești când v-ați ascuns, nu prins elea, Darusele. Alo, unde te-ai dus, mă? Unde ești? Unde ești? Câte prostii, câte prostii, dar stai că mor și eu. Bă, 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 stai pe loc, stai, bă, eu n-am sabie, nu, n-am sabie. Bă, dar unde mi-e? Aveam un arc eu. What? Bă, aveam un sabie și un arc, eu nu mai am nimic. Cum așa, mă, tu, mă, să mă, tu, mă, bunule, să te, să te pun la cuvărere, că te văd cu Darusel, păi na, păi na. Doamne, cât de prostii copilul, să uitați-o la el acolo în spate. Ce faci, mă, fraiere? Ce faci? Hai, mă, hai, Darusel, Darusel, hai că mă, ce, ce faci, mă, ce, ce faci? Oameni, uitați-vă la el. Da, uitați-vă la el. Așa. Și unde te-ai dus acum? Te duci pe aici, da. Wow, foarte amuzant, dar să le bine. Fii atent, dar să le. Ideea este să în felul. Unde te-ai dus, mă? Ok. Ok, oameni buni. Hai că revenim cu runda următoare, că deja e jale cu Darusele. Să vedem că nu o să găsească. Fiți atenți, eu să-i fac eu runda aceasta. Pentru a doua rundă în care o să-l trăiesc pe Darusel, nu, nu o să mă fac un nici, nu, nu o să mă fac niciun schelete, dar am ceva mai bun în plan. Hai să ne revenim în forma normală și acum fiți atenți. Aș vrea să mă fac acest pumpkin și să mă pun undeva într-un loc în care Darusel nu ar putea să-și dea seama. Și știi ce aș vrea să încerc? Aș vrea să încerc o chestie. S-ar putea să știe el de treburile astea, dar în același timp aș vrea să văd dacă reușesc să mă plasez cumva aici deasupra ca să nu mai pot scădea undeva jos de tot. Să vedem dacă merge în primul rând. Da, nu cred că merge să te plasezi, da, nu merge din păcate, dar dacă mă pun aici, ok, hai să vedem unde ne plasează și după aceea să revenim să vorbim și cu Darusel. Bă, a, nu merge, fraților, nu, 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 nu e bine, bun, e bine, hai să ne punem undeva fr- Schimbitoile. Bă, Darusele, oprește, mă, căscuța aia, că te aud când vorbești acolo, ce schimbitoile visezi, mă, Darusele, ai rămas setat. Darusel, oprește căscuța aia și vorbește ca lumea, omule. Ce? Doamne, ajutați-mă, vă rog, scăpați-mă de la fraierul ăsta. Darusel! Da, m-am ascuns! Ce încerc să spun? Da, Darusel, hai, ce faci? Ai venit sau n-ai venit, Darusel? Ok, trebuie să... Gata, gata, Darusel, vorbește ca lumea și lasă-mă în pace. Ok, bun, deci Darusel, am văzut prin partea. Nu mai țipa, Darusel, vezi că te-am văzut. Mă, uitați-vă la Darusel, că de fraiere. Aș încerca să-i fac eu o chestie, dar... Unde e fraierul, mă? Aolo, dar dacă mă iau după ăsta să duce... Doamne, iartă-mă de tot. Ok, bun, nu, trebuie să am grijă. Trebuie să... Mamă, dar nu, că ăsta nu e loc bun. What the fuck, de ce m-am pus acolo? Acum îmi dau seama. Hai că mă pun aici lângă ăsta. Nu o să vreau să dau prea multe detalii și așa. Ce faci, mă? Băi, Darusele, păi eu sunt ascuns, mă, băiatule, Darusele, eu stau ascuns acum, adică nu pot să zic nimic altceva, dar cred că stau foarte, foarte ascuns. Ce? Ce s-a întors pumpkinul ăsta la mine? Bă, 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 nu, 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 nu. Cum adică, ce, ce s-a întors, mă, la tine, Darusele? Ce visezi, mă? E, bă, era frie, era un loc de pumpkin care, care, gen, eram în spate lui, dar gen, s-a întors în fața mea, nu, 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 nu. Ce, mă, mă, toare, Darusele, nu mai fi idiot, am zis, vorbește, mă, omule, ca lumea, dormi și tu, Darusele, nu știu, fă ceva, Darusele, să fii mai odihnit, Darusele, că nu înțeleg ce vedenii
găsești tu darăsele, că nu te înțeleg pe bune darăsele. Hai, vrei să-ți dau un indiciu ceva? Vrei să-ți dau un indiciu ceva? Da! Pe indiciu, primul indiciu pe care o să ți-l ofer darăsele este faptul că în momentul de față eu chiar nu te văd. Adică nu știu unde ești, n-am niciun habar darăsele. Altceva nu vreau să-ți mai zic. Și alte indicii o să-ți mai dau peste un minut sau când vrei tu darăsele, știi, ceva de genul. Și da, adică, da, nu e nimic normal. Bă, dar prostul ăsta. Nu, bine că nu mi-a dat seama, bine că nu mi-a dat seama. Bun, ok, și atenție, în momentul de față ai vrea eu să încerc să fac ceva, bun, deci mă pun înapoi ca mine, stai să ne scotem ăsta și să ne luăm capul ăsta de dragon. Ne... Ok, stai puțin, că mă ascund aici, fiți atenți. Aici, nu, o vede, nu. Lasă! Ce frăriși, bă, tu capul de dragon? Bă, da, am crezut că capul ăla de dragon pot să mi-l pun pe mine, dar răsele, da, am avut o mare țeapă, că ăla era doar să-l pui așa, credeam că am vrut să fac o schemă. Bine, dar să le ia, pune-te mă tu acum să te caut. Hai mă, dar să le ai, te ascuns. Vin după tine acum, gata, am venit după tine. Dar să le ai, te ascuns. 5, 4, 3, 2, 1. Și vin în căutare după tine, dar să le, dacă nu o să fie bine pentru tine, nu o să fie deloc, dar să le, ca idee, nu știu ce am zis aici, dar să le sunt după tine. Și bă, dar nu mi-ai spus tu ghicitoarea, dar să le, ceva, bă, de Halloween, ceva cu tematică de Halloween, nu, încă nu mi-ai spus, dar să le, încă aștept la dreptul acesta. Ce place la un câine și este într-o formă de om. Bă, omule, asta puțin, deci ce-i place unui câine practic și este formă de om? Da! Adică vrei să-mi spui tu mie că te-ai costumat în câine sau ce-ai făcut acum? Ce-i place la un câine și are formă de om? Ce adică? Scheletul, adică oasele! Adică ești... adică ești aproape de niște scheleți, ok. Sau nu e... Bă, dar de fapt cred că tu e oră pe toți scheleții, dar lasă, ia că te caut, dar răsele acum. Da, a fost indiciu sau nu a fost indiciu? Bă, iau astea foc pe aici, dar răsele s-au băgat în ăsta. A fost indiciu! A fost indiciu, dar răsele, ok, hai să vedem. Bă, da, dar răsele indiciu sau nu știu care e faza cu indiciul, sincer, dar... ideea e că... Aș vrea să încerc ceva pe aici, nu e pe aici, bun. Unde să mă întorc, bă? Unde e fraierul ăsta, mă? E întrebarea mea. Cred că e tu pe aici. Prostul că altundeva n-ar avea unde să se ascundă. Fiți atenți că îl găsesc. 3, 2, 1 și e pe aici. Ia, îl schimb iar scriu, dar să le, nu știi că se vede? Nu-ți dai seama? Ce să vadă? Nimic, dar să le, nu se vede nimic. Ai dreptate. Bun. Dar dacă ești aici, bă, dar mă faci rău de tot, că tu dacă mă vezi, dar să le, practic e cam greu acolo și nu știu pe unde să te caut, mă, dar să mai dă un indiciu ceva, dă un indiciu. Văd ceva albastru. Alt indiciu, dar să le, că albastru să cam vede mai mereu. Ok, păi da, nu știu, mă, da, bă, să vede aproape de tine sau departe. Aproape! Și stai pe el sau ceva? Mamă, stai că am dat în ăsta. Nu, mamă, stai că m-am luat la bătaie cu nici, dar să le... Un timp, mă, prostul ăsta, bă, oameni buni! Voi la... Bă, deci dacă l-ați văzut, scrieți acolo în comentarii că eu, sincer, nu văd nimic. Ok. Ok, nu e aici nimeni. Ia că vreau să mă urc aici, să tot să văd aici de deasupra, mă. Unde ești, mă, fraiere, a? Nu știu, gata, mă. Uitați-vă la prost, doamne. Doamne, mi-a făcut ziua mai bună cu chestia asta. Hai să lăsăm. Dacă mai vreți episoade de genul, scrieți-ne în comentarii că a fost prea funny episodul de Halloween. Sincer, chiar mi-a plăcut pe lângă restul. Chiar a fost super amuzant, mi-a plăcut. Ia vină mai cea, fraiere. Băi, dar să le, astăzi că tot vine Halloween-ul, suntem aproape de Halloween, abia aștept dar să le să apară, să vină și toate astea. Ei bine, suntem aici în pădure, într-un loc foarte frumos, așteptăm să se facă seara, dar să le, dar înainte să se facă seara, mă, ce faci, mă, Odidu? Doamne, dar să le, ce faci, mă, aici? Alo, ce faci? Ce faci? Doamne, dar să le, bă, dar să le, gata, încetează, dar să le, ți-am dat abilitatea să construiești, dar nu să faci pe nebunul, dar să le, gata. Ok, ok, dar să le, fii atent. Acum, suntem aici în partea asta de pădure, dar să le, pentru că tot vine Halloween-ul, vreau să facem niște construcții fiecare și o să fie ceva mai special, nu ca de fiecare dată, o să ne căutăm, practic, de data aceasta, un loc unde credem noi că ar fi necesar să facem o construcție care să rămână pe veci aici în pădurea aceasta, dar să le, iar oamenii la final, după ce vor vedea ambele construcții în stadiul final, vor spune acolo în comentarii care este de noob și care este de pro, adică care e mai mișto și care e mai puțin mișto, adică, doamne, deci n-am cu cine să vorbesc, mă, oameni buni, pe bune. Băi, dar să le, ți-am zis totul acum, nu știu cât ai înțeles tu, dar caută-ți locația. Hai să vedem, eu acum mă duc în partea mea să vedem ce locație să ne alegem. Trebuie să ne alegem ceva foarte, foarte bine, dar să le, și trebuie să construiești ceea ce îți dorești cu tematică de Halloween. Orice, dar să le, da? Da, pe tine! Te-ai gândit să o faci aici, ok, deja văd că ai început să spart, dar să le, ideea ar fi... Dar să le ideal ar fi fost să nu spargi, mă, trebuia să le lași așa cum era și tu construiai doar pe deasupra, nu trebuia să spargi, dar în fine, hai că mă duc și să caut, tu ți-ai găsit locul, da? Ai de gând să ne spui așa, ai vreo idee ce ai putea să faci tu acum în momentul de față? Schimbi din toilet!
Doamne, schimbi de toaletă că e prost. Bă, oameni buni, ei bine, eu o să vreau să mă duc pe undeva prin partea aceasta. Iar partea aceasta am două senzație foarte, foarte interesantă de un fel de cimitir. Așa că eu m-aș gândi să fac un cimitir pe aici prin pădure, dar vreau să găsim un loc foarte, foarte bun pentru cimitir. Adică, nu știu, hai să facem. De fapt, hai să facem. Ok, deci dar să este aici. Hai să ne ducem noi în partea cealaltă a cimitirului, practic a pădurii. Să vedem dacă pe aici găsim ceva. Gata, Darusele, cu căscuța e mai bine taci odată dacă nu-mi vrea să te aud, Darusele. Doamne, cât de prost ești, Darusele. Deci mă enervez la culme, Darusele. Ok, știi ceva? Eu să încep să fac cimitirul undeva pe aici, prin zonă, prin apropiere, Darusele. Da, fix aici o să mă apuc să-l fac. Iar în primul moment aș vrea să fac și eu cu coarse dirt. Perfect, o să facem aici, o să umplem fix partea asta. O să schimbăm, practic, Darusele. Eu așa am de gând să fac. Sper să iasă totuși ceva minunat, Darusele. Pentru că, nu știu, dar am eu impresie că o să fie ceva frumos. Dar hai să lăsăm asta așa și coarse dirt-ul facem unde o să fie bine de cimitir. În primul rând, vreau să punem niște pereți, oameni buni, și eu zic că ăștia ar fi genial. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți, dacă ar fi bun practica în gard. Doamne, dar Darusele, ce limbă vorbești acolo? Doamne, cât de prostești, Darusele. Ok, bun. O să facem gardul ceva de genul în felul acesta. Eu zic că o să iasă ceva super, super interesant, după părerea mea. Dar tu ce faci acolo, mă, fraiere? Ce ți-ai pus, mă? Ce ai pus, mă, aici, mă, Darusele, fantomele astea? Nu știu, stai, revin, da, mami. Doamne, ok, am bun, stai, să revenim să se facă puțin mai întuneric, să fie mai interesant. Bun, acum că este mai întuneric, eu zic că o să fie super, super tare. O să fie mult mai tare acest aspect, practic. Și hai să vedem ce putem să facem. În momentul de față vreau să fac aici foarte frumos această zonă, practic, unde o să facem frumusețe astea de gard, de cimitir, practic, să vedem dacă o să ne iasă ceva pe lângă cimitirul acesta. Adică nu vreau să fac un cimitir simplu, aș vrea să fac, nu știu, să fac ceva foarte, foarte interesant. Sincer, nu am o idee exact să vă spun vouă acum, dar asta este și ideea până la urmă, pentru că trebuie să stați până la capăt să vedeți ce am în plan să facă, poate o să fie ceva super, super tare, gen chiar o să fie super tare, adică chiar nu vreau să vă dezamăgesc absolut deloc, iar dacă vă dezamăgesc, vreau să-mi spuneți acolo în comentarii să-mi facă, dar să nu știu, o pedeapsă ceva, dacă chiar vă dezamăgesc, dar eu vă zic că nu o să vă dezamăgesc absolut deloc, pentru că am în plan niște chestii super tare, dar înainte de toate, hai să vedem, punem ăsta așa și să vedem pe unde mai ducem ăsta, cred că e ceva ok, n-am făcut exact la fel ăsta, sincer, hai că ăsta lăsăm mai bine, eu zic arda mai bine, hai că nu mai spargem, punem unul așa, ceva. Hai, dar să le cutem penele astea. Tu te-ai apucat acolo să faci, ce faci, dar să le ia spune și nouă câteva. Ce faci? Nu, hai, mă, dar să cu schimbitoare după ce că căscuța aia, nu știu ce unde o ții, dar să le și să strici. Ha, mă, dar să le zici ce faci acolo, mă, ceva de Halloween, omule. Schimbitoare nu e de Halloween. A, deci tu o să faci practic un schimbitoare gen mai horror de atât, nu? Cu sânge, cu doamne, nu? Ok, dar să le chiar sunt curios. Care s-a făcut tine? Care de unde cu mine, bine, dar să le chiar sunt curios. Gata, că vreau și eu să vorbesc, dar să le... Bine, vorbește! Bine, vorbește, mama mia, pizzeria! Hai, mă, dar să le, gata, că le facem aici de râns la oameni. Gata, bun, hai să vedem, deci ne zicem așa, bun. O să duc ăsta ceva de genul așa. În partea asta aș vrea să punem ceva așa, bun, că practic este partea asta așa. Oameni buni, hai că te-ai zis că revenim după ce fac gardul aici total. Doamne, cât de prost, nu mai suport, oameni buni, abia aștept să termin episodul acesta. Uitați-vă la el acolo în spate, îl urmărește fantoma, nu știu ce se întâmplă. Bun, am făcut practic aici să fie intrarea și mi-am luat niște materiale pe care vreau să le folosesc. Chiar prima oară o să vreau să încep cu acesta pe care o să-l punem aici, pentru că pare super, super înfricoșitor. Doamne, deci chiar nu vreau să vă... Moș Crăciun, vine, te ajung. Gata, dar se le oprește căscuță dacă tu vorbești ce dai Halloween acum, mă, omule, doamne, cât de idiotici, dar se le, în fine. Ok, fii atent, mamă, ce pun eu aici, cât de interesant e tot. Moș Crăciun, vine, te ajung. Gata, dar se le, cu Moș Crăciunul tău care vine de ajun. Nu vine niciun Moș Crăciun de ajun, nu vine nimeni, dar se le, doamne, suntem de Halloween acum. Ok, oameni buni, hai să vedem ce își putea eu să fac. O să vreau să fac această chestie, practic, și ia să vedem, deci punem asta aici în jumătate. Vreau să punem niște candele pe aici așa totuși din jur împrejur, ar părea super, super. Da, chiar nu mai vorbeam cu tine, dar să nu mai vreau să mai vorbesc nici acum cu tine, că ești denervant, gata, încetează. Bravo, du-te la prietenul tău, Antoane, dar să le gata, încetează cu astea, mă, omule. De ce ești așa? Doamne, dar să le, nu te înțeleg, mă, deloc, copile, în fine. Unde ne-am pus, am pus și ăsta aici. Nimeni nu mă înțelege, nimeni, nimeni nu mă înțelege.
înțelege, doamne, dacă mă înțelege, dacă nu plâng. Dacă nu plâng, bine, o, dar să le apucă-te tu de plâns acolo, bun, hai că am pus ăsta aici, am făcut o greșeală, ceva, hai să punem așa, bun, îl punem în partea asta. Nu știu că să mai pun un dăsta, hai că nu-l punem aici, totuși hai să punem unul prin partea asta, punem și un dăsta așa, bun, arată perfect, o să mai vreau să mai pun un dăsta așa, un dăsta așa, un dăsta așa. Ce râzi acolo, că nu te înțeleg, dar să ce de râs, că nu înțeleg. Da, arăți minunat, Arsele, ești mai frumos decât o stea, Arsele. Da, cu plăcere, dar să le. Băi, am făcut aici ceva din ăsta, dar să le. Dar mi se pare super, super wow. Aș încerca, nu știu, vreau să văd cum să fac. Deci în partea asta unde sunt astea, vreau totuși să pun niște de-astea așa, nu știu, ar da mai bine. Dar uite că ăsta cade, trebuie să le pun dinainte, mă, oameni bun, oameni cu de fraier și eu, în fine. Hai că vedem, deci punem ăsta așa. Punem din nou un de-asta și un de-asta. În partea asta când le-am făcut așa, e că încerc să pun prin părțile astea, e, dacă nu e la fel. Ce vrei, dar să le? Ce mai vrei? Ce mai vrei să te? Dacă erai un, dacă erai un ce? Dacă erai ce? Dacă mai vorbeam cu tine, dar... Da. Ziua mea a fost, măi, tu, măi, dar să tu uiți când a fost ziua mea. Gata, dar să le, că știu că faci mișto de mine, lasă-mă în pace, bine? Ok, vor te iubesc. Doamne, dar să le, nu te iubește nimeni pe tine. Hai, lasă-ne, lasă-ți, lasă. Las, gata, dar să le, gata, încetă. Gata, gata, dar să le, vorbește ca lumea că se plictisește toată lumea din cauza ta. Încetează, gata. Nu poți să încetezi. Nu. Bine, atunci lasă-mă în pace. Doamne, dar să le, că ești enervant, rotă tot, deci n-am mai văzut un copil mai frate. Doamne, dar să le, gata, încetează. Mamă, zici că fac aici de Crăciun. Bă, bune, uitați-vă cu astea așa, chiar arată interesant, sincer. Nu e nici... Bă, dar ce cauți aici, a? Ce cauți aici? Chiar nu vreau să vă ce cauți, ce faci tu acolo. Mamă, ce-a făcut fraierul, ok, bun, hai să vedem. Bă, deci, ăsta, mi-a pus și o fantomiță pe aici, nu știu care e faza, e ok cu ea, sincer. Hai să vedem ce-și mai putea să... Ce-ai pus, bă, ce-am pus eu? Ia să ce am pus eu, da, dă încetează, dar să le și vorbește ca un om normal, nu mai fi nesimțit. Doamne, iartă-mă, dar să le, cât de fraier poți să fii. Da. Hai, frate, bine, hai că te las, hai, hai, tine, după. Hai, dar să le, că nu știi să vorbești, gata, mai mare râsul, dar să le, te faci de râs la fete, dacă era o fată aici, ar râdea de tine în ultimul hal, dar să le, adică eu nu înțeleg ce-ți place. Hai, unul, bă, frate, eu nasc, eu am noroc cu fetele, așa, Sion. Ce a zis Sion, că ai tu noroc cu fetele, ce ai și zi unde, hai, să văd eu o fată, doamne, dar gata, încetează, omule, încetează, dar să le, nu putem să discutăm și... Nu putem să fim și noi doi oameni normal, dar SL. Nu putem. Ce e aia? Ce e aia? E un proverb. Da, un proverb. E un proverb, ai dreptate, dar SL, un proverb, e un proverb, e un proverb, e un proverb, e un proverb, un proverb. Bă, gata, dar SL. Ok, bun. Bă, ideea este în felul următor. Asta nu știu ce să zic foarte, foarte bine, dar știi, pocheiuța zice. Nu știu, vreau să-mi spuneți voi totuși ce părere aveți. Vreau să facem așa un fel de drumuleț prin partea asta să se ducă, nu știu, pe aici prin astea. Asta aș vrea să încerc eu să fac, să arate puțin mai interesant. Ar mai fi trebuit să mai fac niște chestii pe lângă ăsta, dar până la urmă eu zic că ăsta, pe lângă faptul că este o construcție pe care am făcut-o și trebuie să dăm asta, dar în tematică cu toată zona asta, pentru că n-am făcut ceva separat să fie așa și după să nu mai avem. Așa eu zic, arată bine tot ce arată, ar fi înfricoșător, sincer. Hai să facem puțin mai noapte, dăm deja midnight și fiți atenți cum se vede. Eu zic că arată ok. Uite-să, deci eu chiar zic că arată super, super ok. Arată chiar, bă, chiar îmi place cum arată, sincer, și o să las chiar așa. Nu cred că mai fac absolut nimic și da, înainte de toate, vreau să îmi spuneți acolo în comentarii dacă vă place și după revenim la Darusel și la final vreau să scrieți care este cea de noob și care este cea de pro. Chiar sunt foarte curios care v-a plăcut mai mult. Hai, Darusel, de acolo că deja se face dimineață. Hai, omule, hai, ce faci? Da, toată lumea trebuie să dă like și subscribe. Bine, hai, dar să le coboare jos. Hai să, mamă, ce? Ok, ok, doamne, dar să... Explică și... Bine, asta e construcția ta de Halloween, Skibidi Toilet, vrei să-mi spui tu mie, nu? Da! Dar să le... Bă, sincer... Skibidi Top Top Top, yes, yes, Skibidi Top la Dip Dip. Dar să le... Ideea este în felul următor. Bă, poți să o încadrezi la 8 de asta de Halloween, adică care și sânge și asta, dar mi se pare că nu e ceva foarte înfricoșitor, mi se pare că e mai mult cute, dar să le... Și trebuie să faci ceva înfricoșitor de Halloween, nu știu, adică... Ideea... Acum stă în felul următor, oamenii trebuie să voteze, ei deja au văzut la mine, acum văd și la tine. Eu să scrie în comentarii, practic, care e mai frumoasă și ca, adică care e de noob și care e de pro, dar acum... Hai să-ți arăt, hai să-ți dau o notă totuși. Îți dau nota, nu știu, îți dau nota 8, dar să de că e ok, dar mi se pare foarte, foarte drăguț, adică nu e înfricoșător. Trebuie să-i faci, nu știu, cu niște dinți de aia ciudați, dar să le, dar acum să-ți arăt eu, da, dar să le, aici să-ți arăt cimitirul, dar să le, de Halloween, deci trebuie să ai mare, mare grijă, cum îți zice. Stai, stai, că e pip, chiput, ut, chiput. Chiput, dar să le, în fine, nu mă interesează ce baliverne scoți acolo pe gură. Hai să intre aici, dar să le. Acesta este cimitirul meu. Ce părere ai, dar să le? Eu zic că arată super, super tare și înfricoșător. Adică, după cum poți vedea aici, este ceva care plutește. Uite Coca-Cola, Pepsi. Da, Coca-Cola, oameni, dar să le strici toată frumusețea asta. Dar să, gata, gata, omule, ca e de-aia de vrăjitoare, dar să le, și după dispar, cine știe ce se întâmplă cu tine. Gata, a pus, bravo, să le, acolo a pus Coca-Cola
și că e puțin de vrăjitoare. Acum e Coca-Cola, mă, ce vrei? Și puțin de vrăjitoare. Ba, bă, nici nu știi să vorbești, dar însele, ok, bun. Asta este, uite, ăsta s-o și mișcă, dar însele, adică este foarte înfricoșător. Bă, deci de asta mine! Bă! Bă! Omoară, omoară, dar însele, omoară, omoară, omoară. Așa, doamne, dar însele, ce de ce ai pus pe ăștia să se pună pe mine, dar însele? Gata, încetează, nu mai da. Ce părere ai tu, dar însele? Uite-te din jur împrejur, bă, mie mi se pare super, super tare acest cimitir pe care eu l-am făcut de Halloween. Și oamenii trebuie să dea not în comentarii și, înainte de toate, spune tu ce not îi dai. Eu îi dau nota 7, ba nu 8, nu, ba nu 8, ba nu 8. Ok, deci îi dai nota 8, da, între 7 și 9 vine 8, nota 8, ok, bun, deci nota 8 rămâne. Uite, e foarte înfricoșător, adică uite și la asta, ai văzut cum zbura mai devreme, cum sărea, acum cred că a văzut că l-am văzut și nu mai sare, dar da. Acum, darăsele, vreau să-mi spui în felul următor, darăsele. Fii atent, la oameni, prezintele asta într-un timp cât mai scurt, în câteva secunde, darăsele, prezintele asta ca să îi faci în așa fel încât să te voteze pe tine, darăsele, să câștigi tu. Ok, fii întrebit, acesta este schimbritonet plașii care a rămas de pe ema.ro. Fii antenu, acesta schimbritonet plașii m-a costat 1000 de lei, băieți, fii antenu. Acest sânge este făcut din aur real, din robină reală, scoasă din mină. Și cam asta. Așa că votați-mă că dacă nu o să plâng și o să dau foc. Doamne, dar să gata înce... Ok, 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 bun, bun. Hai că lasă că fac eu mai bine. Oameni buni, acest este construcția lui Darusel de Halloween, un schimb de toilet. Vă place sau nu? Ei bine, hai să vedem ceea ce am făcut și eu acum. Să vedeți ceea ce am făcut și eu. Și să scrieți în comentarii care este de noob și care este de pro. Acesta este cimitirul meu pe care l-am făcut de Halloween. Vreau să scrieți în comentarii dacă vă place mai mult al meu sau lui Darusel. Și fiți atenți, dați subscribe dacă vă place mai mult ceea ce am reușit eu să fac, dacă este și mai înfricoșător și de pro. Și dați subscribe și dați like dacă este mai mișto al lui Darusel. Și da, scrieți în comentarii care este de noob și care este de pro. Ce fan? Funny, funny. Ce e cu ăștia, mă? Stai, ce? Nu v-am uitat prin la fel, gă? Nu! Dar nu distruge asta! La fel for life, baby! Doamne, cât de prostie s-a omorât singur. Doamne, la revedere, băieți și fete. Păi, dar să le chiar a fost un concurs pe 500. M-am distrat de minune. Acum că a venit Halloween-ul, deja s-a făcut următoarea zi, dar să le, nu știu, a trecut timpul foarte, foarte repede și Halloween-ul este fix acum, dar să le, pentru că e trecut de 12 noaptea, ne-a prins dimineața chiar aproape. Trebuie să ajungem acasă, dar să le. Schibitoile, casa ai construit tu. Hai repede acasă, bă, că deja s-a făcut dimineața, bă, dar să le, trebuie să dormim și noi puțin că de seara trebuie să mergem la culinta. Bă, ce faci, bă, dilăule? Bă, nu da, mă, foc, că tu, bă, ni se strică. Nu mai da foc, dar să le, că se strică construcțiile astea frumoase, dar le-am făcut noi aici atunci. Ăla și eu cu cimitirul ăla, în fine, oamenii care n-au văzut trebuie să vadă. Dar înainte de toate, dar răsele, oamenii care n-au văzut și cei care totuși au văzut acolo, adică episodul celălalt cu construitul, ce trebuie să facă, dar răsele? Ce trebuie să facă? Să dea? Ce să dea, dar răsele? Să dea like și subscribe, dacă nu, bă, dacă nu, o să le dau foc. Da, dați like și subscribe, că dar răsele vă țipă în timpane, după cum puteți observa. Hai repede acasă, bă, dar răsele, hai repede acasă, mă, omule, what the fuck, doamne, ce e asta, mă, e pălărie de asta, de uite, în fine, hai să mergem, dar răsele. Trebuie să ajungem și noi acasă, foarte frumos să fie totul, foarte bine. Să mergem în partea... Rafa, ce asta nu? Mă, mai strânge pe Rafa de la... Mă, murdări, mă! Bă, prostule! Bă, stai la puțin! Bă, nu mai țipa așa, mă, dar răsele! Bă, tu ai dat... Ți-ai rupt ca prostul dintele, ți-ai spart și ți-a curs sânge atât de mult, mă, pe tot drumul ăsta! Uite-te cât e încolo sânge, tu ești nebun! Bă, Rafa, da, nu, Rafa, ia, vină, mă! Bă, dar răsele, stai, mă, stai așa locului, mă, stai puțin, ce se întâmplă, mă, de unde e asta? Nu e de la tine, vrei să spui? Nu, mă, Rafa, că fii antenă, eu am venit pe acolo, nu pe aici. Ai venit pe acolo, ok, da, de fapt, stai că am venit amândoi, da, și nu te-am văzut, în fine, hai să vedem în partea asta, bun. Păi, și ce e, mă, asta, dar răsele, vrei să o rămân? Bă, tu. Să ia, fără, eu sunt Scooby-Doo. Bă, ce fai, mă, bă, lasă-mă ăla. Tu, oameni, dar să le vorbește, mă, ca lumea. Fii, mă, om normal, dar să le liniștește-te. Bă, ce? Ce ce? Bă, ce asta, mă? Bă, ce mă aici? A, iată. Bă, 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 ești pe afară, bă, dă-te la parte. Bă, ce, doamne? Bă, ce? Fac prostie, că după zic ăștia că noi am făcut prostie, asta termină, încetează. După zic că noi am făcut crima, mă, n-ai văzut. Băi, i s-a făcut capul de schelete, dar cât timp e crima asta a făcut acolo, dar însele. Mă, ce sunt? Hai încă o dată, să vedem. Hai încă o dată să vedem, doamne, iartă. Mă, oameni buni, ce se întâmplă aici? Doamne, doamne, eu cam, nu, dar însele, ce facem acum? Hai să plecăm repede. Dar se raportăm la poliție? Eu zic să raportăm la poliție. Ce faci, mă, prostule? Cum te-ai transat? Bă, nu e timp de glumit acum, bă, doamne, dar răsele! Nu e timp de glumit, înțeleg că e Halloween, nu-i te costumezi, dar răsele, dar nu e timp de glumit, fă-te înapoi, omule! Ce faci, mă? Așa, gata, ți-ai revin la normal, doamne, fără, 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 f
Gata, bă, nu mai sunt pauză, s-a făcut. Mă, stai mă puțin, lasă puțin chestul ăla. Stai puțin, dar înțele, n-ar fi ok să ne ducem la poliție ca să-l spunem? Bă, ce fac? Ce-ai făcut, mă? Bă, ai luat cap. Bă, prostule, ți-ai lăsat amprente, mă, cât de... Da, și noi am, și eu am lăsat amprente cu cap, că am călcat pe aici pe jos. Nu, doamne, ce e mai aici? Nu mai avem ce faci. Ce mai ți-ai pus cap? Oh, dar doamne, uitați să ceam. Dar se le cap două morți. Ce, doamne, iartă, vrei să miroși urât după aceea de la mortăciune, dar se trebuie ca putrezit. Doamne, ce e asta? Stai puțin, casa din, casa din pădure și o săgeată în dreapta. What? Ce, doamne, iartă, mă, ia 666. Ce, ce, ha, 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 ce căutați aici? E bine, bănuiesc că ați văzut acel cap, dar nu l-ați văzut. Cum adică, cu, bă, cum adică nu l-am văzut, bă, că l-am văzut? Bă, uite pe Rafaele! Ce? Nu l-am văzut, Rafaele! Doamne, nu l-am văzut! Gata, așa. Trebuie să vă intre bine în cap că nu l-ați văzut. Dacă nu, o să pățiți și voi același lucru. Mă, ce? Mă! Bă, ce? Nu, nu, stai! Bă, nu, nu! Cum adică? Mă, cum adică? Stai! Nu pune nicio întrebare. Bă, da, da, am pus deja întrebare. Mă, ce? Mă, ce? Nu pune nicio întrebare. Doar lăsați acolo ce s-a întâmplat și plecați cât mai repede acum. Bă, eu las asta aici, nu mai, nu mai vorbesc, nu mai vorbesc. Pleacă, pleacă repede, dar să... Bă, 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 vine puțin. Bă, hai acasă, repede. Bă, hai acasă, dar să le stai puțin. Doamne, mi-e frică, doamne, iartă-mă. Bă, dar să... Da, ia stai puțin. Acolo scrie casa din pădure. Și arată spre dreapta. Care? Asta? Hai, stai, aici, Rafa, aici, dreapta, vino, vino. Care casă, mă? Din pădure. Pe, care, care, mă, casa unde am construit noi? Mă, stai puțin, stai puțin să recind pădura aia de sânge. Unde dura? Nu e pe aici, nu e pe aici, pe celălalt pod, celălalt. Mă, ce se întâmplă, oameni buni? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Ok, stai puțin, hai după dură. Hai după... Tarusel? Dura? S-a oprit aici. Tarusel a fost aproape... Bă, bă, a fost aproape de noi, dura. Bă, prostule, da, asta e casa. Sau nu, asta nu e în pădure, e aproape de pădure. Nu, am pădurea asta. A, bă, e... Bă, fa, fa, fa. Ce? Am pădurea aia, baciu. Doamne, dar să le câte prostii. Bă, cred că e în pădure, e, e, e casa aia de, am mai văzut-o noi pe aici, dar să le, unde te-am trolat eu, de ți-am făcut eu farsă și okay, de da, de, mi-ai făcut tu sau eu, nu mai știu cine a făcut, dar să, asta, uite, doamne, a rămas la fel, doamne, ce se întâmplă mai aici, ok, pe și, stai puțin, a, uite ce, vă teleportez, cum adică ne teleportează, mă, dar să le, mă, bă, nu, 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 rafara, 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 box, tu v-am dreptem fiți și ton. Bă, omule, nu suntem aici să ne jucăm Fortnite pe calculator, nici măcar de un calculator. Hai să investigăm ce e chestia asta, că dacă nu vine poliția și ne dăm, doamne iartă-mă, ce se întâmplă cu noi? Se pare că nu sunteți așa prostuți precum părea, dar în același timp v-am prins că nu ați ținut cont de ceea ce v-am spus. Adică, cine a spus, Darusel? Casca aia, să uităm, da, dar nu am uitat-o. A, da, bă, să ne facem ca și cum că nu știm nimic, să uităm de ce am văzut. Vreți să vi se întâmple același lucru, să vă găsească altcineva capul? Ați face bine să plecați de aici, să vă duceți la casa voastră sau o să vedeți ce veți păți. Mă, ce? Cum? Păi și asta de unde știe, mă, cine suntem noi? Nu știu. Doamne, credeți că nu știu nimic despre voi? Da, normal că nu știe nimic despre noi, dar să ne... Doamne, dar să... Așa, mă, ok. În primul rând, după scris, vedeți faptul că știu că sunteți doi. Bă, dar chiar și-a dat seama că suntem doi, dar să ne noi chiar eram doi. Adică nu am fost doar lăsat atât. Suntem doi și patru, am apucă de... Doamne, că... Doamne, în primul rând, așa. Iar în al doilea rând, 2012 și R, puncte, 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 G. Vă spune ceva? Dar sunt 2012 și R, R, G, Rafael, G. Mă, ce? Aha, aha, exact, e de rău acum. E de rău, dar să le cic acum. Mă, ce? Hai, mă, pe bune! Mă, cum a... De ce? Mă, adică asta, asta a fost tot, dar să le ne-a adus aici. Adică, cum am ajuns aici? Doamne, de ce am picat în gaur, în groapa aia? N-am fost atent. Și tu cum ai picat, mă, înapoi? Ai venit după mine, ce-ai făcut? Doamne, mersi măcar că m-aș dus, dar înțeleg că vii după mine, dar nu știu, mă, doamne, ce s-a întâmplat acolo, deci mă ia capul dacă... Doamne, hai să iau un flashlight. Ce faci, mă, cu ăla, uvele, împu? Hai că n-am nevoie de el, vezi că l-am pus acolo la flashlight-uri, hai să mergem repede, dar înțeleg, doamne, deci trebuie să găsim fantomă, mă, om, ia... Iar în case de-astea bântuite, deja mi s-a luat, mă, eu nu înțeleg că am stat prea mult. Da, oameni bun, ce să mai și cer acum, ok. Bun, eu am termometru ca de fiecare dată aici, în camera asta, nu s-a aflat absolut nimic, nici în partea asta, dacă se află ceva, nu cred că se află nimic, nici în partea asta. Sincer, dacă stai să mă gândesc, nici la baie, ne... Bă! Unde? 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 Mijloc, mijloc! Ce? Aici? Ce? Nu e nimic! Nu, cred că... Bă, aici! Aici cred că era! Ba nu! Nu e nimic! Cred că e în partea asta! Bă! Bă! S-a spart geamul! Level 5! Level 5! S-a spart geamul! S-a auzit geamul, spart... Dar nu e aici! Unde, mă? Bă, nu e aici! Și aici? Nu e nicăieri! Bă, unde? Ia-o tot sunet! Nu e mijloc, fii atent! Casa asta e mult mai mare, dar se... Unde e, mă, level 5, că eu nu te aud? Unde? Aici? Ia! Level 5! Păi înseamnă că nu e cu temperaturi, mă! Dar chiar așa... E în căldură! Bă, am auzit-o! Bă! Bă,
se aude! Darzel! Bă, se aude! Bă! Au și tu? Unde? Stai că pun camera acum! Am pus aici, gata! Fii atent! Vino cu ăla de UV! Avem nevoie de ăla de UV! Hai că le iau eu! Sau nu, vino tu! Du-te! Nu iese! Nu ieși, dar să le care e la ușă! E fix în ușă! Bă! Bă, nu ieși! Bă, de ce? De ce vine după mine? Bă, bă, iasă! Păi și înseamnă că e jos? Darcel, bă, e jos înseamnă, nu? Ia, bă, e jos! Trebuie să luăm termometru! Fii atent pe poarta asta de jos! Mă, ții, doamne, iartă-mă, s-a întâmplat! Bă, bă, face urât! Vino, vino, stai puțin, nu, nu, nu! Hai să iau ăsta, hai să iau ăsta! Hai să iau ăsta! Stai că dau ăsta jos, bun! Hai să iau termometru jos, vino! Sau pași! Ce? Sau pași? Sau pași? Nu s-aude! Fii atent că făcea urât lumina pe aici, am văzut! Bă! Pune camera, s-o ia, pune camera. Mi-e frică. Mă, Doamne. Da, dumneate. Ce, mă, nu e nimic. Hai jos, gata. Hai că am scăpat. Ba nu, s-aute. E partea asta. Ba, bă, chiar ne-a zis că nu e tot glumit. De ce ne-am uitat în carte, Darcel? De ce ne-am uitat? Nu vine. Vine jos sus. Bă, de ce ne-am uitat în cartea? De ce ne-am dus după dâra de sânge, Darcel? Nu mai bine ne duceam acasă unde ne era drumul nostru. De ce ne-am dus pe alt drum? Bă, ce s-a întâmplat? Darcel? S-a întâmplat ceva? Bă, fii atent, aici ar trebui să fie. Fii atent, aici, că de aici vine. Dar nu... Nu mi-a... Aici! 3, are 3 aici. Fii atent, aici pe jumătate cât are? 1, deci 1, e 1,5. Încă n-a căzut nimic, bun, în partea asta nu e. Adu, fii atent, că eu mă uit cu asta de UV. Dar nu știu... Da, bă, ce level 3, mă? A, cred că e jos level 3. Bă, vino jos, fii atent. Vino aici. Bă, acasă! Acasă! Nu mai pot, nu mai pot! Nu! Bă, l-am luat pe Darcel! Uitați-l pe Darcel, săracu! Bă, ce s-a întâmplat? Nu! L-am luat pe Darcel! Uitați-vă, săracu, nu-mi vine să cred! Mă, nu! Mă, fix de Halloween s-a întâmplat asta! De ce? De ce am fost așa fraier să ne ducem, bă, și ne-a avertizat ăla ca așa... Deci, sunt și amprente și vă pe cine... Vedeți și voi... nu, dar sunt amprente. Fiți atenți! Nu, deci Darcel a zis că e MF și amprente, fiți atenți! Nu, trebuie pentru Darcel să câștigă aici, trebuie să fac bine pentru Darcel, deci fii atent! Fingerprints! Lasă-mă, te rog! Morala poveștii de azi. Trebuia să ascultăm când ne-a zis omul acela să nu facem și noi ne-am dus să investigăm. Măcar am vrut să încercăm să facem ceva bine, dar nu ne-a reușit. Cum o să-l trăiesc pe Darcel 2012 la concurs de construit de Halloween? După cum puteți vedea aici în inventar, am această chestie super tare pe care o știți cu toții și mă pot transforma într-un schelete, mă pot transforma într-un witch, mă pot transforma în foarte multe chestii. Astăzi tematica de Halloween, vreau să mă transform în astea și pe lângă astea pot să mă transform și în acest pumpkin, după cum puteți vedea, și am o idee super tare, adică am foarte multe idei, dar cu scheletele practic am shark și pot să dau după Darcel să-l trolez și noi astăzi practic o să-l trolez pe Darcel costumându-mă, transformându-mă în mobi foarte, foarte periculoși de Halloween. O să fie super tare și eu să... Darcel, mă auzi, bă, oprește-mă căscuța aia, mă, Darcel, lasă-mă că eu vorbeam aici, făceam de-aia, introducere de-aia frumoasă, să știe toată lumea, Darcel, să dea like, subscribe, toate cele bune, ca să fie totul bine, Darcel, tu acolo, de fapt, Darcel, dacă vrei, poți să te apuci să construiești, Darcel, dacă vrei, că eu ziceam să vin la tine, frumos, dar dacă tu n-ai avut răbdare, în fine, deja nici nu mă mai aude, prostul, au putut, am, aude. Bă, oprește-mă căscuța! Bă, oprește-mă căscuța, că te
aud prost. Doamne, cât de fraier e ăsta. Ok, bun, hai că am oprit eu căscuța de tot. Bun, și fiți atenți, cum o să fie, cum o să decurgă totul. Practic, mă transform, îl trolez pe Darusel. O să îi copiez construcțiile, să mă uit la el. O să mă duc la el pe lângă astea. Adică totuși îl trolez eu cu astea, cu scheletul, cu scoatate astea. Dar o să mă duc și la el să văd ceea ce construiește el și să încerc să mă inspir. O să fac și eu niște chestii super tare de Halloween. Uitați, am această zonă super frumoasă. Și în partea aia, hai să începem direct. Fiți atenți, că prima oară, hai să începem. Bun, uitați, sunt acest dovleac. Și hai să-l vedem. Bun, ce caută mă prostul acolo? Uitați-o, bă, să nu mă vadă. Uitați-o la el. De ce pot să-l văd în partea aia? Uitați-o cât de fraiere. Dar, în același timp, ce face mă? Ăla face cu dăștia, cu pumpkin, ok. Doamne, interesant, sincer, dacă stați să mă gândesc. Dar, hai să vedem ce o să facem. Și hai să vorbim și cu Darusel, totuși, la început. Să vedem ce mai face și el. Darusel, bă, hai. Ce mă? Lasă-mă că supărat pe tine. De ce e supărat pe mine? De ce țipi așa la mine, Darusel? Că ce? Dacă eu făceam o introducere de aia frumoasă, Darusel, ești tu. Păi, eu vreau, mă, să fac introducerea cu tine. Păi, dar tu nu faci YouTube, Darusel. Păi, da, cu mine. Hai să vin acum la tine, Darusel. Hai, mă, ce faci, mă, Darusel? Mă, ce te-ai apucat, mă, să faci aici, mă, Darusel? Ai făcut... Pleacă, mă, scripitoare. Ok, gata, hai că am plecat, Darusel. Păi, n-ai zis, mă, că vrei să vorbim, să fie frumos, să nu știu ce. Bine, mulțumesc, Darusel. Ok, bun. Bine, Darusel, hai că eu opresc căscuța, că mă deja mă enervez. Bine, hai, hai pa. Ok, bun, oameni buni, fiți atenți. În momentul de față, aș vrea să fac o chestie riscantă, să mă uit. Ok, deci ce construiește el acolo? Bun, așa, a făcut platformă. El cred că face un pumpkin, așa că fac și eu, încerc și eu să fac un pumpkin în același timp, dar faza e că eu nu prea am spațiu aici, pentru că după cum puteți vedea, mi-am luat o zonă mai așa, dar în același timp vreau eu să fac o chestie, să văd dacă o să-mi iasă, să fac eu un pumpkin super, super tare, chiar dacă n-am eu spațiul. Ok, ăsta o să-l spargem de aici, că ne stă prea mult în partea asta noastră și o să ne încurce. O să vreau să fac un pumpkin, nu știu dacă o să-mi iasă cei drept, nu știu dacă am făcut o formă potrivită, dar, Doamne, ajută să fie ceva ok, sincer, adică, până la urmă, n-aș avea mari așteptări, important este să reușiți și o să-l trolez pe copilul acesta, pe Darusel, că dacă încerc și eu să fac un troll frumos, dacă mi-e și mie un troll frumos, e super tare. Ei bine, la pumpkin ăsta o să vreau să-i duc ceva, fiți atenți, Darusel vrea să fac un pumpkin, hai să faci și noi un pumpkin, nu o să-și dea seama, practic, că l-am trollat cu chestia asta, pentru că este ceva foarte, foarte lejer pe care toată lumea ar putea să facă, sincer, la care s-ar putea toată lumea gândi. Dar, în același timp, cu pumpkinul ăsta, eu mă gândeam să facem o chestie mult mai interesantă, să-i pun eu deasupra, să-i fac eu o chestie super, super tare, cum ar veni, nu știu dacă știți, adică nu știu cât ți-ați văzut videoclipul acela cu Octa, în care am filmat ceva foarte super, super tare, un concurs de construit, în care, practic, construiam cu ce culoare ne venea nouă acolo, cu o singură culoare și am avut culoarea mov și am putut să fac o pălărie super tare de witch. Nu, ce faci, mă, Darusele? Bă! Greșeală! Doamne, ce pune... Doamne, ce pune, mă, pro... Doamne, uitați-o ce fără ieri, Darusele ăsta, în fine. Hai să vedem, deci eu construiesc aici foarte frumos. Bă, pumpkinul ăsta nu prea arată el cel mai șmecher. Chiar zici că e un pumpkin turtit, sincer, că nu prea-mi place. Dar poate o să iasă ceva mișto, ok, ia să vedem. Bun, deci pumpkinul arată așa. În același timp, hai să punem un pumpkin jos. Dar pumpkinul nu are chestia aia deasupra. Dar uite, putem să ne uităm așa oarecum și să facem o chestie interesantă. Să punem... cu ce să punem? Hai că punem... cu concret, nu cu concret, fiți atenți, punem cu lemn din acesta, eu zic arată mai bine. Punem aici ca și cum am făcut chestia aia, doare el, știți ce zic? Adică partea aia, bun, arată ok, bun. Și la pumpkinul ăsta trebuie să-i fac și o mică fățucă, dar fața cum să-i fac? Fiți atenți că am o impresie, să-i fac ceva, dar nu pot să pun asta, că asta e pentru mine, mamă, stați puțin, pumpkin, care e, că nu mai știu. Ok, ăsta, perfect, bun. Și să punem așa, oare iese ceva? Mă, nu iese, mă, nimic bun. Mamă, ce să fac, mamă, nu știu să fac. Ok, fiți ceva, cred că a venit momentul să-l trăiesc pe Darusel. Haideți să mă fac schelete și să-i dau cu arcul după el. Bine, nu o să dau chiar în el, dar hai să vedem. Bun, acum m-am făcut schelete și-l trăiesc pe Darusel. Hide and seek în de Halloween. Hai să vedem, uitați-o la el ce construiește aici. El vede scheletele că a venit aproape de el. Chiar sunt curios dacă îl vede, ok, îl vede. Ok, scheletele ăsta stă așa, fiți atenți. Hai că trag ca schelete, trag și-o încolo așa. Cum ar veni, mamă, ce face mă ăsta? Pumpkin face casă de Halloween sau ce face? Că eu nu înțeleg ce face. Uitați-vă la el, fiți atenți, hai că încerc să dau după el să vedem dacă își dă seama. Ok, fiți atenți, am tras, ok, stau cu spatele. Nu și-a dat seama, nu și-a dat seama cine a tras. Nu și-a dat seama cât de prost e, uitați-vă la el. Fiți atenți, mai trag o dată și mă mai pun așa, fiți atenți, hai că stau așa, rămân așa. Rămân aici, nu și-a dat seama. Ha? Nu și-a dat seama prostul. Pă, ce face mă, vreau să dea foc. Pă, dar după schelete. După schelete, doamne, cât de prost e. Uitați să vedeți, nici acum dă scheletele în el și nu poți pentru că e creativ. Doamne, cât de troll e, doamne, că e prost copilul ăsta, sincer. Adică mă duc, dar nu zice nimic, mă, asta mi se pare suspect. Adică, uitați să nici nu le interesează pe Darusel. Ce vrea să facă? Vrea să-i dea foc, mă, ce vrea să... Băi, a dat foc la schelete, știți-vă că scheletele nu ia foc, bă. Doamne, cât de prost e, doamne, cât de prost e. Nu, haideți că repede fuga. Ce face? Ce face, mă? Râde după schelete. Ce face, mă? Aleși dacă prostul.
Doamne, deci nu zice nimic, bă, asta mi se pare amuzant, că el nu zice absolut nimic, sincer, mi se pare amuzant de tot. Dar, acum, hai să ne revenim, stai puțin, hai să fug repede, gata, gata, hai că nu mă mai vede, bun. Haideți să ne revenim în forma noastră naturală, în habitatul nostru natural, cum s-ar spune, și să vedem ce o să facem noi aici. Că mă gândesc că nu știu ce să fac, frate, adică, asta nu mi se pare, sau mai că lans așa, bă, chestia asta, nu mi se pare ceva wow, dar, în același timp, hai să facem și noi o chestie de-astea pe deasupra. Aș vrea eu să fac o pălărie de-asta de witch, dacă se poate, da. Să fac direct la ăsta, mă, să fac la ăsta, voi ce spuneți, ar merge, bă, ar merge, cred că totuși, dar în același timp nu știu că ar merge super wow, dar încercăm, încercarea moarte n-are, până la urmă o să iasă ceva tare, hai mă, că iese bine, iese bine, hai să vedem, bun, deci punem ăsta așa, în partea de jos, stați în side, că lăsăm partea de jos așa, bun, după o să facem o parte de aia, cum ar veni, știți, cojorocura, sau nu știu cum se numește exact, vreau să spuneți voi acolo în comentarii, dacă știți mai multe detalii, cum se numesc chestiile, în partea asta aici, perfect. Perfect, bun. Iar de acum o să încep eu să dau un d-asta și să fac eu aici o formă mai random. Nu o să fac ceva super, super genul să fie simetric. Vreau să fac ceva ca să iasă și tare, mă, că până la urmă, uitați-vă, fiți atenți, că ai și tare. Mamă, chiar ai și tare, îmi place. Mamă, vezi că e nota 10, îmi place rău de tot, chiar mi se pare tare cum a ieșit. Ideea e că nu prea-mi place cum am făcut eu asta aici. Adică totuși că o să-i fac eu o față, că deja nu prea-mi place. E cam ciudățel, sincer. Și așa că fața cum să fac. Uitați, avem și ăsta. Hai să facem cu negru totuși, dacă tot e el așa. Dar nu știu cum aș putea să fac sincer fața. Haideți că încerc să fac aici ceva, nu știu, o gură sau nu știu ce e asta aici. Și ăsta mai mult arată comic, sincer, dar loc n-arată înfricoșător, dacă stau să mă gândesc. Și hai să facem așa. Uite, ăsta așa oare arată mai înfricoșător acum? Nu arată înfricoșător deloc, mă. Ce să fac aici? Că eu nu înțeleg ce să fac. Deci n-arată înfricoșător deloc, mă, oameni buni. Cum aș putea eu să-i fac? Ok, pun ochii ăștia așa. Doamne, dacă arată înfricoșător absolut deloc, mă, sincer. Cred că ar trebui să-i pun cu sânge cu ceva. Cred că ar arata mai înfricoșător dacă îi pun sânge în ochi. Ia, sânge în ochi și curge așa. Fiți atent. Mama, cum arată mai ok, mă. Chiar, mamă, vezi că chiar arată ok. Oare cum e cute el așa, dar arată ok acum. Pe lângă asta, eu zic că știu că mai trebuie eu să mai fac ceva sincer de Halloween. Dar hai să vedem dacă avem. Ia, ce-i ăsta? Halloween Trader. What? Ia, hai să vedem. Ok, ok, avem niște dăștea interesant, arată ok. Dar ce aș mai putea e să mai construiesc pe aici? De Halloween. Dacă ar fi să construiești ceva de Halloween în Minecraft, ce ați construit voi? Uitați-vă la Dar Silmon, deci a făcut o casă de pumpkin până la urmă, bun. Dar ce ați construit voi? Chiar sunt curios. Vreau să scrieți în comentarii dacă ați construit altceva. Eu zic că toată lumea s-a gândit la un dovlog. Vreau să scrieți în comentarii dacă este așa, să dați și like și subscribe. Dar nu știu ce să mai fac altceva, sincer. Acum stau să mă gândesc ce aș putea să fac și eu pe lângă pumpkinul ăsta care are o dată de direct de mare cum să spun eu, un mare d-asta, cum se mai numește, mă, un mare witch, pe bune, un mare vrăjitor, practic. Ce aș mai putea eu să fac? Mă gândeam că aș putea să fac un ceaun, dacă stau să mă gândesc, și cu toate astea avem ăsta care ar da super, super bine. Iar ceaunul, haideți că aș încerca să sparg ăsta ca să avem puțin mai mult loc să ne facem aici loc, că din păcate nu prea pare că avem loc, sincer, și îl trolăm și pe Darusel în același timp, dar haideți prima oară, înainte să-l mai trolăm pe Darusel, vreau să fac ceaunul ăsta aici, să-i dau eu o formă frumoasă, ar trebui să-mi iau și eu niște chain-uri totuși, sau nu, iron bars-uri ar fi de folos, sincer, dacă stau să mă gândesc. Și ceaunul ăsta o să punem aici, negru, evident, de fapt, fiți atenți, adică facem mai frumos, o punem aici, să arate mai autentic, nu știu, ceva mai interesant, până la urmă. Ăsta lăsăm așa, bun, după aceea ne ducem așa și cred că ăsta o să fie ceaunul pe care o să-l facem noi aici, nu cred că o să fac ceva mai mare, sincer, pentru că nici nu vreau să fie mai mare decât pumpkin-ul, dacă stau să mă gândesc. Și da, bun, acum punem și ăsta așa aici, în interior. Toată chestia asta se iasă și pe dedesubt. Eu zic că e chiar super, super tare cum l-am făcut aici. Hai să lăsăm astea așa, bun. Și cam asta este și ceaunul. O să punem aici niște de-astea ca și cum să țină el aici. Dar îl facem tot așa, nu-l facem simetric 100%. O să-l ducem într-o parte să fie ceva mai ciudățel, că până la urmă este și Halloween și trebuie să fie ceva ciudat. Și acum gata, eu m-am terminat cu construcțiile, gata. Pot să spun că am finalizat construcțiile. Deci gata, am terminat construcțiile. Acum o să-l trolez pe Darusel în continuare. Haideți să ne facem witch și în același timp, dacă noi ne facem un witch, trebuie să ne luăm și o poțiune, zic eu, și să-i dau lui Darusel cu poțiunea. Ce poțiune să ne luăm? De poison, pentru că asta este poțiunea pe care witch-ul o aruncă. Și să vedem dacă o să ne iasă bine, sincer, bun. Deci ne ducem aici, vedem ceea ce construiește el. Bă, a făcut interesant, îmi place, sincer, dar el, uitați-vă, e fix aici. Fiți atenți, fiți atenți că i-am dat la ea foc și sau aici, să nu-și dea seama. Fiți atenți că nu-și dea seama, poate nu-și dea seama că zice chiar același lucru cu ăsta. Ia, uitați-vă, nu-și dea seama. Poți să uite și nu-și dea seama. Fiți atenți că arunc în partea aia. Bun, ok, e interesant că eu nu-mi iau damage, dar nu-și dă seama, uitați-vă, cât de prost poate să fie, fiți atenți, că dau așa la toți ăștia, bun, și nu se uită, uitați-vă, doamne, bun, nu-și dă seama, puta, nu vorbește deloc, asta mă interes, mi se pare, nu știu de ce, nu vorbește, fiți atenți,
Haideți că îi dau cu căscuța. A început să vorbească, bun. Am vrut să îi dau cu căscuța, dar vedem că deja a început să vorbească. Ce face? A, nu m-a văzut. M-a văzut. Nu a văzut. Tot. A văzut Twitch-ul, a văzut Twitch-ul, fiți atenți, a văzut cred că puțin zburând, fiți atenți că îi dau aici cu tine. Pe care ești, mă, mă, pără, fără, mă, se chema pe Cristian să-mi dea troll, mă, prietenii tăi, care ești, mă, eu zic, care ești, mă. Am crezut că a zis că sunt eu, mă, a zis că mi-am creat eu prietenii, doamne, cât de fraier e, doamne, uitați-le, cât de... Doamne, cât de prost e, dar este-l teamă, oameni buni, după cum puteți vedea, fraierul ăsta nu știe absolut nimic, mamă, să nu vină la mine pe plot, uitați-vă că urmărește, uitați-vă, puteți urmări un prost de Halloween care urmărește o vrăjitoare, bun, acum s-a oprit pentru că e un mare prost, da, mă, fraților, astăzi îl trolez foarte, foarte tare, bă, dar, de ce mi-a dat survival mie, bă, ce mi-a făcut, bă, 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 nu! Știa prostul, și-a dat seama că-l trolam. Nu cred că și-a dat seama că m-am transformat. Deci nu cred că și-a dat seama că m-am transformat. Mă, Alunele, ce spui, mă? Ce spui? Cine este acest băiat, Rafaele, ce caută pe aici? Să știi că doar să le plecat. Care băiat? Că sunt doar eu, Alunele. Doamne! Nu, și-a dat seama prostul că-l trolam. Doamne, deci și-a dat seama. Nu înțeleg cum și-a dat seama. Dar hai că revenim acolo. Măcar sper să nu-și dea seama, practic. Dar oricum n-am făcut ca el construcția asta. E bine, măcar sunt la un concurs de construit și nu o să-și dea seama pe alte dăți. Dacă facem altceva, dar da, am dat-o în bară. Hai, mă, dar se l-ai terminat de construit acolo, că eu am terminat, mă, mă, și-o nervez, mă. Ia, mă, cum ca ce bărafăle, azi, bărafăle, care timp tot, care timp prietenii tăi, mă, trolează, azi. Hai, mă, că ți-ai dat seama că eram eu, dar sele, că mi-ai dat, crezi, cine mi-a dat survival, nu tu mi-ai, nu, nu mi-ai dat. Da, bărafăle, știam că ești un bărafăle, hai, ce făiri. Cum ți-ai dat seama că sunt eu, de unde ai știut, ce, m-ai auzit sau ce, cu căscu, ia, 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 uimește-mă, dar sele, de unde ți-ai dat seama tu? Cum adică aveam... Păi da, am avut-o când vorbeam atunci la introducerea și după gen ți-am zis să taci. Ai ca uitați un chis și fraier ești, bă, Rafaele. Te dai de gură, Rafaele. Uți, dar eu știu că am apăsat pe... Mamă, lasă-mă, lasă-mă în pace. Ia, ce ai construit tu aici, dar să le ia să văd. Uite, ce... asta construiești, nu uite. Și ce e asta? Ce vrei, ce vrei să reprezinte? Este un bavleac cu bomboane, uite, ce știu, uite, sunt bomboane și asta este o bomboană mai mare. Ok, și poți să vorbești și tu, dar să le frumos cu mine, să-mi explici aici toată chestia, adică care e faza cu dovleac, ok, deci da, aceasta este construcția pe care dar să l-a construit-o, bun, și? Și bărafele, fie antenă, este un dovleac care are bomboane și acești valigeri, uite, sunt bomboane și asta este o bombonică mai mare. Da, fraierul țipă, nu știu, mă, da, bă, din jur împrejur, okay. Asta, dacă mă uit așa din jur împrejur, bă, arată ok, eu dar în serio, cred că puteai să faci mai multe chestii. Da, e ok, sincer, îmi place intrarea asta. Da, ok, dar în serio, dar și eu, chiar dacă te-am trolat, să știi că am construit, să știi că am construit frumos, chiar am construit ceva. Ok, hai mă, vino, hai să-ți arăt, Darasele, să-ți arăt construcția adevărată, dă construit, Darasele, dă Halloween, ia vino. Păi vin o dată sau nu vin, da, se frică. Uite, Darasele, aici, dovleacul cu de-asta de vrăjitoare, cu pălării și cu un ceaun aici. Ia uite cât de frumos, Darasele, a, îți place, mă? Ia zi, mă, ai rămas uimit. E frumos, bă, Rafael, dar fie antena, ai dat sângele. Ce sânge, mă, am pus și sânge, nu vezi aici, de asta ce e, Darasele? De ce? E mai realistic. Da, e mai realistic, Darasele. Da, e mai realistic, wow. Ok, bun, am înțeles, Darasele. Cum vrei tu, Darasele, în fine. Da, bă, ce? Bă, nu-ți place, prostule. Voiam să facă oamenii. Să mă mai trolezi tu pe mine. Să mă mai trolezi tu pe mine, bă, Rafaele. Doamne, deci l-am trolat pe prostul, Darasele. Și da, uitați-vă ce am primit. În fine, scrieți în comentarii care v-a plăcut mai mult. Dacă construcția mea, care acum, din păcate, nu mai există, sau lui Darasele. Sincer, nu vreau să mai zic nimic. A, mă, du-te, mă, de aici, că deja ești nesimțit, Darasele. Nu pot să te trolezi și eu frumos. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.